Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un free chest, un silver chest de fapt, cu 140 de gold, Dust Goblin, Skeleton Dragons și avem un X-Bow din acest silver. Bun, mai avem aici un Magical Chest care are 1504 gold, Inferno Tower, Furnace, Ice Spirit, avem Wizard, Bowler, Executioner și din nou X-Bow. Bun, mai avem aici un Crown Chest, Crown Chestul de azi, hai să vedem ce ne aduce. Avem 1178 de gold, 2 gemuri, avem beți, avem Skeletons, Cannon Cart și Elixir Collector. Bun. Hai să vedem în clan dacă avem ceva de donat pe aici și vom juca în continuare la War. Păi eu sincer aș vrea să-i atacăm pe cei de la Tomorrowland care sunt pe primul loc momentan și vom folosi acest prim deck. După care vom da un match în duel. Iar dacă ne mai rămâne o viață, vom putea juca și un battle. Bun, începem aici cu arcașele. Ok, o să trimit și Hogul. Vom pune Valkyra aici în partea dreaptă. Și hai să vedem ce vor răspunde ei. Punem din nou arcașele aici. Scăpăm de P.E.K.K.A. mare. Și din păcate ne pierdem turnul. Asta a fost tot ce am reușit să obținem din păcate. Putem să atacăm din nou, dar nu știu dacă e o idee prea bună. Hai să atacăm din nou. Să folosim deck-ul numărul 2. Cel cu gole. Deci clar renunțăm la duel. Vom începe direct cu golemul. Bun. Vom trimite și Baby Dragon, nu? Să pun și Flying Machine aici. Punem și Furnace-ul. Și ar trebui să scăpăm de turnul din dreapta. Ok. Pun aici un Dart Goblin și vom pune Baby Dragon-ul pentru acea muschetiră. Bun, mai sunt 45 de secunde din acest match. Băi, și sincer, joacă destul de bine AI-ul. Hai să vedem dacă reușim să-i doborâm turnul până la expirarea timerului. Să punem Flying Machine aici din nou. Ok, ajunge golemul pe turn. Mai sunt 10 secunde și reușim să obținem victoria. Ok, hai să trimitem acum Baby Dragon, Bandita, o să punem și Dart Goblin-ul aici și să vedem dacă vom mai reuși câteva hituri. Ok,
să punem flying machine-ul. Din acest atac și nu cred că vom mai reuși mare lucru. Să dăm aici un fireball, să rămână damage-ul pe turn. Punem din nou flying machine-ul. Trimitem aici bandita. Punem un Dars Goblin și din păcate nu cred că vom mai reuși câteva hituri, poate cu Dars Goblin-ul. Bun. Da, destul de puțin am reușit în aceste două meciuri. Și nu știu dacă e ok să-i mai atacăm. Bă, așa nu rezolvăm nimic. Ar trebui să dăm toate atacurile pe ei, să-i ținem în loc. Să pun aici un Goblin Cage. Să trimitem o Lumberjack pe partea dreaptă. Trimite muschetira și balon. Ok, hai să dăm aici un... Da, nu mai e nevoie. Scăpăm de turnul din mijloc. Hai să punem Thumbstone-ul. Ok, trimitem din nou un Lumberjack pe partea... partea stângă, dar care s-a dus în dreapta și vom trimite din nou balonul. Ok, hai să vedem dacă reușim aici să-i scoatem. Da, din păcate am pierdut turnul. Nici n-am fost atent. Bun, și hai să dăm și ultimul atac. Dar vreau neapărat să-l oprim un pic. Și să vedem. Să începem cu Rascal și... Trimitem aici Firecracker-ul. Punem Healer-ul. Și vom trimite și Elite Barbar. Bun. Da, și obținem, reușim să le dovorâm turnul din, și turnul din stânga și obținem astfel victoria, le dovorâm unul dintre scuturi. Hai să vedem. Bun, și ar trebui să fie distrusă nava lor, sau nu? Probabil trebuie distruse mai multe. Dar din păcate noi nu mai putem ataca, pentru că ne-am folosit toate sloturile, da, toate decurile disponibile. Așa că ne vom opri aici cu meciul din War. Și hai să mai jucăm un 2v2. N-am mai dat de mult un 2v2 în arenă. Să începem cu arcașele. Să punem mini pe ca aici. Dăm și un... și un Eros. Scăpăm acolo de Mega Knight și vom putea porni cu un nou atac. Hai să trimitem acum Ogul, să-l punem undeva în partea stângă și vom trimite și arcașele imediat după el, sau mai degrabă am putea să dăm aici un freeze. Da, n-a fost cea mai bună idee, probabil.
punem Tesla. Nu trebuie să pun acolo acel Nightwish. Dar hai că n-a fost chiar așa rău. Numai aici un Arrows. Și hai să vedem cum oprim acest Dark Prince. Pune răcașele. Scăpăm de push-ul lui. Deci reușește acolo un hit. Vom trimite acum... de fapt vom aștepta să avem din nou elixirul pe full. O să punem Valkyra pe pod aici între... între trupe. Ok, ne atacă acolo minionii. O să pun mini P.E.K.K.A. Și vom da un freeze neapărat. Punem Tesla aici. Trimitem Hog-ul pe partea stângă din nou. N-are rost, dăm un Eros. Dăm aici un Eros. Și nu reușim mare lucru din acest atac. Punem freeze-ul aici. Și vom trimite Hog-ul. Nici măcar n-am prins pe turn acest Eros. Hai să vedem cum scăpăm de acel Goblin. Goblin mare, de fapt. Și voi da o rachetă pe... turnă, mai bine duteam pe acel Wizard. Probabil va trimite Hog-ul acum. Punem Tesla aici și vom da și un... și un Freeze. Ok, hai să-i dăm să-i scoatem acel Firecracker. Bun. Punem arcașele. Dar din păcate nu cred că reușim să... Da, pierdem acest match. Avem foarte puțin până să dobărâm turnul din stânga. Dar au avut mult mai mult de match pe turnul nostru. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!